Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Cum faci inima mea acum? Sunt super emoționată. Mai ales că știu că se uită atâta lume. Am foarte mari emoții, super mari emoții. Cred că nici româna mea în momentul de față nu este română. Mama aia, iartă-mă dacă nu mă înțelegi. Sunt născută în România, dar la vârsta de 5 ani, împreună cu familia mea, ne-am mutat în Italia. Condițiile în România nu erau cele mai bune. Voiau să ne dea o viață mai bună, deci a plecat tatăl meu și după aia mama. Și de atunci acolo am rămas. Nu ne-am mai întors. Mai am o soră geamănă, sufletul meu pereche, suntem luna și soarele. Mai avem un frate mai mare, cu 6 ani. Muncesc pentru o firmă de cosmetice, dar nu mă văd acolo toată viața. Ceea ce vreau să, nu știu, să fac altceva, să fac o schimbare. Și asta și-a plăcut, e o provocare personală. Vreau să văd dacă efectiv reușesc să fac ceva singură. Plus că eu, de fire, sunt puternică, dar sunt foarte fricoasă. Intru în panică foarte ușor, mi-e frică din noului provocări. Și asta e un fel așa, o provocare pentru mine. Și dacă reușesc, poate îmi dă curaj ca pe viitor să fac ceva în domeniul ăsta. Îmi place să gătesc. De când sunt mică, am gătit împreună cu mama în bucătărie. Bucătăria mea e o bucătărie de băbuță, aș zice. Adică o bucătărie de casă, dar gustoasă. Motul meu este nu foarte frumos, dar foarte gustos. Deci sper să apreciez și șefii. Doamne ajută! Vedem ce avem aici! Chicken, where are you? Asta era o farfurie famoasă. Se chema Chicken, where are you? 300 de Michelin, da. Asta este Chicken. Asta e Chicken, is in the plate. Da, nu par prea încântați. Și avem o pulpiță de pui făcută cu tomato și avem o brunoază, da, tăiate verdurine. Hai să vedem. A fost emoționată? Da, cel puțin la început. O tremura un pic mâine, apoi când a început să gătească și-a revenit. Asta e tradițional, Orlando? E tradițional ăsta. Asta e ostropelul de pui. Ostropel? Cu mărar. În ce zonă România se face? Peste tot. Cam peste tot se face asta. Da. Mai trebuie sare, nu? Mai trebuie un pic de sare. Ba da, un pic. Eu mănânc mai salat. Vă place? Mie mi se pare puțin crud. Nu spune că e crud. Cum să fie crud? Mie mi se pare un pic prea gras, dar a meu nu e crud, e perfect. Gras? Eu cred că l-a făcut o femeie așa de vreo 40-50 de ani, dar e o femeie că a tăiat precis legumele. Vezi cum sunt așa, au făcut o brunoază de legume? E precisă, nu? Da, dar nu știu dacă le-a tăiat la mână. Crezi că le-a tăiat la mână? Da, la mână le-a tăiat. Da. E gustos, puiul e făcut la cum îmi place, e moale. Mami, ce emoție am. Nu le-a plăcut, nu a luat niciun cuțit. Ce faci, Richard? Păi și eu mănânc. S-a făcut foame acum la ora asta? E făcut bine, îmi place, cum îl face mama mea. Aici ai găsit... gustos, așa, îmi pare ceva care mă simt acasă. Ai simțit vibrația, nu, mă simt acasă cu farfuria asta. Mi-am dat ideea asta de prânzul de duminică. Dacă tu îmi zici, Ricea, ce vrei să mănânci la prânzul duminicii de acasă, iarna, că e un pic rece, eu aș mânca puiulețul ăsta așa, cu verdura. Bună seara! Bună seara! Numele meu este Irimiana Mihaela, am 25 de ani. M-am născut în Iași, dar la vârsta de 5 ani am plecat în Italia cu familia mea, deci am aproape 20 de ani de Italia. Unde? Mai exact în zona Milano, Pavia. Cum te-ai adaptat în Italia? Super bine. Cum a fost alegerea asta din partea familiei tale, păi, pentru muncă? Păi presupun că o alegere mai mult din punct de vedere economic. Italia în momentul ăla era o țară foarte bine punctată. Și acum? Toți românii iubesc Italia. Economic nu mai merge așa bine. Nu prea. V-ați întors acasă? Nu m-aș întoarce, sincer. Chiar îmi place. Mă regăsesc acolo, am prietenii, colegii, familia, toți. Deci da. În general, pentru cine gătiți? Pentru oamenii mei dragi, de suflet. Și sunteți căsătorită? Pentru... Nu, nu sunt căsătorită. Aveți prieteni? Da. Românul italian? Român, dar ca și mine. Adică a practic născut acolo. Dar de ce nu ne-ați gătit ceva italian? Pentru că am vrut să fiu coerent cu cine sunt eu. Nu sunt bucătăreasă, nu am un studiu. Voiam să zic, acum aduc o tocăniță, o mâncărică, ca la noi, tradițională, poate vă aduc aminte de copilărie. Mama ta făcea de mâncare românească, nu în Italia? Da.
Nu mâncați risotto la milanese duminica la prânz. Nu, mâncăm și risotto la milanese toate. Eu aș mânca orice. Toată familia ta este în Italia? V-ați integrat acolo? Da, toată familia. Bine, acum un an tatăl meu s-a întors în România. De ce? Probleme în familie. Ce s-a întâmplat? S-au despărțit părinții mei și a fost o despărțire mai... Cu scântei. Exact. Tata are un viciu care de-a lungul anilor s-a mai înrăutățit. Ce aveți voi acolo în pahar? Am înțeles. Da. Băutură. Da, din păcate viciul lui a dus la destrămarea familiei, la un moment dat își pierduse locul de muncă, deci a trebuit să renunțăm un pic la viitorul nostru, la studii. Eu mă înscrisesc la facultate, dar am lăsat, pentru că în perioada aia tata nu mai muncea și na, trebuiau bani în familie. Și de asta eu și sora mea am decis să mergem la muncă. Am reușit să ajutăm familie, până că tata și-a găsit alt loc de muncă, dar oricum nu mai era înțelege între mama și tata, până când s-au despărțit. Am suferit mult. În același moment aș iubesc foarte mult, adică îi mulțumesc pentru tot ce ne-au dat, ne-au oferit, chiar dacă au fost greutăți. Nu am avut noi vacanții luxoase, mari, piscine când voiam, dar am avut strictul necesar și strictul necesar pentru noi a fost efectiv tot ce ne trebuia. Și ne-au iubit super mult și asta contează. M-am și luptat foarte mult cu un sens de vinovăție. Eu am crezut că nu am făcut îndeajuns să-l ajutăm să fie ok, dar chiar am făcut tot ce am putut. Nu a vrut să prind mâna care i-am întins-o de foarte multe ori și a fost alegea lui. Și... oricum încerc să fiu aproape cât pot, ne auzim, vorbim. Eu sunt acolo, noi suntem acolo toți pentru el. Ne auzim, dar nu ne auzim foarte des, pentru că sunt perioade. Perioade în care e super bine, dar sunt perioade care nu-i bine deloc și nu ai cu cine vorbi. Nu. Când primesc un telefon din România și mi se pare un număr străin, tot timpul ăsta leacă inima și îmi spun, băi, Doamne, ce s-a întâmplat, cine mă sună, ce vezi o să-mi dei, o să fie mereu slăbiciunea mea, punctul meu slab. Asta e viața câteodată și nu depinde mereu de tine și nu poți să ai control pe tot, da? E familia ta, o să fie bine, sunt sigur. Așa este. V-a plăcut? Nu v-a plăcut, eu m-am uitat la fețele noastre. Cum ai venit la și plăcuțite? M-a înscris cumnatul meu, soțul surorii mele, pentru că eu n-aș făcut niciodată curajul, nu mă consider la înălțime. Dar el o mereu a încrezut în mine și a zis, nu, du-te, că o să reușești. Dar de ce a zis asta? Faci de mâncare des atunci? Da, eu gătesc prăjituri foarte mult, îmi plac prăjiturile. Stai încă cu mama ta o e acasă singur? Nu, acum stau cu iubitul meu. Richard, ai auzit cum vorbește românești și ai tot de la 5 ani în Italia. Vorbești bine? Cine? Mai bine, da. Vorbești bine? De da. 100 de ori mai bine decât colegul nostru. Șef Richard, dacă mi-ați dat cuțitul și venim, ne întâlnim la ăștia cuțitii, poți să învăț română. Ăștia mă tachinează, dar eu știu română. Știi așa. Și mă înțeleg bine. Bine, dar putem să o învățăm mai bine. Asta e farmecul meu, nu? Da. Dacă treci mai înainte, în ce echipă ți-ar plăcea să faci parte? Nu și care, mi-ar plăcea, nu și care, dar aș vrea la tine, șef Richard. S-a ocupat locul la el. Bine, la orice care, adică ai... Dar de ce te duci la Richard? Pentru că știu că e în Italia și mi-ar fi ușor și cu limba... Anghi, eu parlo italiano, perfect. Da. Dar aici noi vorbim română, că nu suntem în Italia. Tu vezi eu când mă concentrez, vorbesc română aici, mi-am schimbat viața. Oddio. Mă sunt vrea de felicie. Nu păreți așa foarte încântați. Tu ce crezi? Ai gătit bine? O să putea și mai bine, nu știu, eu cred că mai avea nevoie un pic de sare, eu mănânc sărat de fel. Să putea și mai bine, da, e dreptate. Ai tăiat legumele foarte frumos, mi-a plăcut așa cum l-ai tăiat. Mulțumesc. Asta a fost un punct foarte. Dar nu a fost suficient pentru mine să-ți dau cuțitul, pentru că... Puiul a fost un pic cam crud, a fost așa la o limită să fie gătit cum trebuie. Nu-i nimic, vă mulțumesc. O farfurie simplă în care nu aveai voie să greșești absolut nimic. Sincer spun. Puiul l-ai fiert înainte, nu? Nu, puiul l-am tras la tigaie inițial, un pic în ulei, după aia l-am scos, am făcut legumile și după aia am pus puiul și a fiert tot împreună.
Ei, mi-o sunt promese. Ok, gata. Băi, ce serios sunteți? No, bebe, nu ce cred! Brava! Brava, brava, Felicita, brava! A fost super bun! Super bun! Mai mulțumesc! Simplu. Ai văzut că am mâncat tot aici, nu s-a văzut de acolo nimic. Eu am văzut că ați mâncat și am zis, da, vai! Mulțumesc, am crezut mulțumesc. Că este o doamnă mult mai în vârstă, care gătește pentru nepoți. Bucătăria este și emoții. Pentru o româncă care e plecată de atâta timp să găstească un asemenea ostropel, e senzație, senzație. E bun, nici nu vine să cred, mă mulțumesc. Să rămâna pentru masă, să știi că am mâncat-o. Dai, doamne, vă mulțumesc. Oh, ce stul ai, doamne, tu? Vedem mai departe, Butchia. Mulțumesc. Nu știu, dar am o senzație că ești foarte, încă foarte legată de România, să știi. Dacă tot gătești tradițional și gătești așa de bine, nu știu, ai zis că nu vrei să te mai intri niciodată în România, nu, nu sunt atât, da, nu se nu sunt atât de sigur, să știi. Așa am zis și eu și am stat 22 de ani afară. Wow. Și m-am întors. Deci, na, poate mă întorc și eu. Poate. Așa că... Vă mulțumesc, chiar așa vă mulțumesc. Am zis și eu și m-am întors. Felicit. Da, da, după 22 de ani și sunt foarte fericit. No, sunt extrem de fericit, extrem de bucurat. Deci nu mă așteptam, nu, de, nici acum nu vreau să cred. Deci abia aștept să ies de aici, să dau mesajul mama, lui cumnatul, lui sora. Da, acum îl ascund și încep așa, îl ascund. Încep să plângi. Poți să plângi. Da, da. Păi dacă stai cu mâna la spate, te vede imediat. Trebuie să-l pui în pantalon și geaca peste, așa. Așa și pui haina peste. Așa, păi așa mai mergi. Da, be. Bravo, dai. Bravo. Nu se poate să stai dacă nu-l pui în pantalon. L-am luat, l-am luat! Nu e cine ai păcălit, incredibil ești! Ai, nu se cred, nu se cred. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.